Tu știi deja cum funcționează platforma de programare la vaccin. Știi să folosești și calculatorul, așa că nu ai nicio problemă. Dar ce se întâmplă cu cei care nu sunt prieteni cu tehnologia și nici nu au vreun ajutor? Teoretic ar trebui să apeleze la medicul de familie. În realitate, Codruța Bungău spune că vârstnicii vin direct la centrul de vaccinare. Managerul spitalului DETA a pus omenia mai presus de protocoale și le-a dat serul. Coordonatorul centrului de vaccinare a admis la vaccinare persoane vârstnice eligibile pentru cea de-a doua etapă, care s-au prezentat la spital cu buletinul, invocând faptul că nu au acces la platforma de programare și nu au persoane în familie care să-i ajute să se programeze. Și uite așa, cam 30 de vârstnici cu boli cronice au primit vaccinul fără programare, iar spitalul a rămas fără ser pentru cei înscriși în platformă. Au fost reprogramați, dar problema a ajuns și la urechile directorului DSP. Flavius Cioca anunță controle pentru a vedea dacă și cine a greșit. E de prevenit genul acesta de situații. Pe de altă parte, suntem într-o perioadă în care foarte mulți oameni își doresc și pentru colegii noștri a fost destul de greu să refuze bătrâni veniți eventual, cât de greu deplasabili veniți la poarta spitalului care doreau să se vaccineze.